Yo, salutare, mai bun și bun, bine v-am regăsit la un nou episod din seria mea la Strategic Command World War 2 War in Europe, campania noastră cu germanii, în care încercăm să facem final win-ul, nu mai este așa mult până se va termina cu jocul ăsta. Mai e foarte puțin până reușim. În general, cam toate fronturile arată bine sau rău. Ăsta, hai să încercăm să-l salvăm. Nu mai e de stat. Bag piciorul în el. Ok. Asta nu știu ce să-i fac. În general am făcut cam toate mutările. Nu mai există cale ferată decât până aici. Nu mai îmi bat capul. Așa, ăsta o să-l ținem de control aici. Și cam atât, my friend. În schimb aici, bă, se putea mai bine, se putea mai rău. E ok, zic eu. E ok, bun. Super tare. Hai să dăm end turn, că nu mai e nimic de făcut aici. Și... Ena. Bă, ce tâmpenie e acolo. Fii atent, că acolo putem să pierdem mult. Portughezilor ați făcut în pantaloni și a zis, oh, hai mă, nene, să le dăm pe gratis insulele Azore, sau ce insule sunt alea, în fine. Nu-i bai. Azorele, da. Azorică. Corect, corect. Ok, nu mai contează. Măcar să-mi salvez armata de acolo. Că o să vin eu cu HQ-urile și tot așa. Bun, 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 bun. Bun de tot. Hai bă, nene, ce durează atâta? Come on. Au început să piardă și englezii, foarte multe unități de unități navale, gen vase de luptă, nave de luptă, cum vreți voi să-i zicem. Și totul cu submarinele care, na, dacă știam că mă descurc așa bine, investeam mai mult în research de submarine. Dana, trebuie să renunț la chestii ca să meargă mai bine. În fine, așteptăm cu mare interes să vedem ce cumpără AI-ul și ce mai aduce. Ne uităm și la fiecare tur. Hai, hai, lasă-mă cu d-astea. Ok, mi-au distrus câteva, e ok, nu se supără nimeni. Aici, următorul HQ. Asta, da, merită să-l pui aici, că sunt multe tancuri inamice. Asta, din păcate, nu e ce trebuie. Ok. Bă, sunt mari probleme aici. Sincer că sunt mari probleme. Stai să văd ce pot să distrug. De aici am plecat, m-am dus lejer. Aia e papa. Asta aș fi vrut eu să-i dau upgrade, dar din păcate nu se poate. Aici n-are nicio onoare. Și nici nu pot să fac fortificații la ea. Nașpa, frate, nașpa. Asta, în schimb, o să-l las aici. Și pe unde să mai pușez? Ok, e un plan să dai aici. Da. E un plan bunicel. Pe aia vii cu ăsta. Atași ce se poate. Da, mă, da. Hai că n-are ce să-ți facă. Ok, zero damage, te rog. Bă, trebuia să fie pa ăla, mă. Trebuia să fie pa, mă, nene. Ok, ai fighterele, văd. Nu poți să le folosești, văd și asta. O să-ți mai aduc eu niște chestii. Așa, hai să terminăm tâmpenia asta.
deci toată zona asta trebuie cucerită. Ai tancuri care stau degeaba și nu-mi place. Ankara. Partizan nu ai, mă? Ok, ai aici o armată. O pune în strategic momentan pe aici. Momentan. Așa. Dacă acolo sunt probleme, e bine, aici nu sunt probleme. Bine, nici n-aș putea să pușez. Ar fi foarte stupid. Bun, ăsta și-a revenit. Supply-ul e foarte bun aici. Foarte șmecher supply-ul. Păi ne facem oameni. Ok, 1 la 2. Ia, vezi, poți să spargi? Cred că da. Deși nu vreau, vreau să profit de momentul ăsta. Ăsta este un moment excelent. Ca să mai distrugi un tank. Nice. Așa. Ăsta îl punem aici și cam atât acolo, în nord, în sud. Ia. În sud vreau să termin odată cu prostiile. Mă nene. Erau tactical bomber. Da, să faci de cap aici. Nu mai e nimeni să te încurce. Și vin și cu HQ-urile și gata. S-a terminat șmecheria. Ok. Super. Bine, tu ar fi trebuit să mergi pe drum, frate. De ce n-ai mers pe drum? Nu înțeleg. What the fuck? Nu mai contează. Așa. Cu asta am plecat. Băi, voi ce faceți mai aici? Lol. Ciudată treabă. Ok. Da, era important să mai fur niște petrol. Și aici, bă, o să-și revină el la un moment dat. La un moment dat o să-și revină. Tancul ăsta la fel. Trebuie aduse pe calea cea bună. Oho, ia uite ce ai aici. N-ar fi o idee bună să te duci după el? Nu cred că dă așa mare damage. Da, îl las mai jos atunci. Ok, se pare că au adus tancurile ăștia. Bă, sincer, m-aș retrage un pic. Da, lejer, lejer. Am, mă, vină încoa. Hai, tupeu. Armata aia am pus-o acolo. Ăștia trebuie să vină toți acasică. Ca să-i upgradăm și mai multe alea. Bun, și cine e gata? Îl iau glopata. Deci încoa. Așa. Aici planul nostru genial este să venim aici și să atacăm tot ce prindem. Italienii vor sta aici. Germanii pe aici. Și research-ul. Da, e bun acolo. Hai bă, frate. Unde să te mai duc? Te duc aici? Na, e cam stupid. Cât mai au 48? Vezi că nu o duc așa de rău, dar au început să scadă mult în cât colectează. Unul la 3 aici. Nu mai insist. Ai zis că nu mai insisti în puii mei. Ok, dacă îl sparge pe ăla e bine. E bine, ok. Plus că l-am și pe ăsta la troll și aici e important. Cale liberă, bro. Aici nu mă mai duc. Aici deja să închei cu frontul ăsta, e chiar enervant.
Da, nu știu, în fine. Nu știu ce supply are și nici că mă interesează. Am aici două HQ-uri și... Mă... Sunt pe val, sunt pe val. Aici am attack damage mare. Mă retrag. Că îl bat. Îl baleșel. Ăsta n-are cum să mi-l fure. 3 la 1. Puteai mai mult, 3 țări. Mult mai mult. Și acum ce faci? Te sacrifici ca să ajungi în port. Bă, e bun și planul ăsta. E ok și planul ăsta. Dar... Nu uita că ar fi o idee bună să distrugi acel portavion. Ar fi o idee excelentă, aș zice chiar. Ant direct, nu stau la discuții. De cumpărat nu mai cumpăr nimic. Aici o să stea ăsta. Aici am mai făcut eu o nebunie. Și cam atât, frate. Cam atât. Nu prea mai am ce să mai fac. Ăsta n-am unde să-l duc. Ăsta amphibious transport. Ar fi trebuit să ai full ca să dea damage, dar așa... Nu știu ce damage poți să dai tu. Aici sunt întăririle pentru americani. Era de așteptat. Păi cam aici e nasol. În rest... Ce să-i fac? Na. YOLO. Data este 26 octombrie 1943. Suferim aici câteva pierderi. Spre Moscova, mă, dar era cam evident că nu... Era cam evident că n-ai nicio șansă acolo. 1258 totuși. Scot bani buni. Să ne uităm cât scoate Rusia acum. Câți bănuți scoate Rusia? Mai vreau orașe, frate. Mai vreau să-i capturez orașele importante. Leningradul ăla, ce faci? 748. Dar n-a scos mult. Mi se pare că era aproape de zero. Gândește-te că el cumpără cât un tank și eu îi distrug 3 unități. Deja... Din ce în ce mai rău. Nu știu cum ar putea să recupereze Rusia. Nu, cred că o să-i batem prin 1944. Încerc acolo pe mijloc un contraatac, dar n-are cu cine. Cred că mai cumpăr un HQ și vreo două armate, așa. A, bine, o să vină aia din sud după ce... După ce rezolvăm problema. Ok, ăla e mort deja. Și au colectat foarte, foarte puțin. Bun. Hai să vedem unde îi pun. Două submarine am pierdut. Oh, cam mult, cam mult. Cam prea mult, frate. Mult prea mult. Ai, ai, ai. Păi, asta e cam nasol. Sincer. Ok, asta... Dacă poți să pleci, e bine. Probabil că nu. Da. E, asta ar fi mai mult pentru mine, așa. Să zic, da, frate, uite, am scufundat portavionul și suntem chit. Și da, momentan este închid. Da, tot nu e bine. Paris aici frumos, ia să, hai să te upgradezi pe tine. O să dea mult după noi. Ok, trebuie să stai mai safe. Și tu la fel trebuie să stai mai safe.
Ăsta deja poate să-și facă întăririle alea, blana-o. Da, o să-i las să bușeze, sincer. Mie mi se pare foarte worth capcana pe care pot să-i o întind. Ăsta vreau să-l upgradez cu long range, cu de toate. Ăsta la fel, cred. Bun. Avem HQ și nu putem să-l folosim. Grozav. Hai înapoi acasă. Mă, care-i faza aici? Ok, am salvat. I-am salvat pe aia măcar. Armată, AA Defense, nu care avea mare lucru. Ne retragem ușor aici, ușor de tot. Nu e nevoie să ne luăm prea mult în serios. Asta ar fi mers upgradat, ce-i drept. Aici stăm pe poziții. Uite greșeala. Păi bine, mă, bossule. Așa vrei tu să facem? Crezi tu că a fost o idee bună ce ai făcut? Eu zic că n-a fost o idee bună. Că uite ce pot să fac eu acum. Bine, o să piardă dacă dau attack damage, dar... Uite. Ți l-am salvat. Ăsta chiar mă plictisisem de el, deci îl distrug. Prea mult m-a enervat. Și cu ăsta ți-l atac pe ăsta. Ei, dar nu și-a luat damage. Asta e. Nici ăsta n-a murit. Amă, frate, pe bune. Și dacă fac eu așa, ce zici? Crezi că mai scapi? Chiar crezi că mai scapi? Nu mai scapi, zic eu. Da, deja a pierdut o grămadă. Ia uite, nicio șansă. Ok, bun. Deci un contraatac foarte nervos din partea mea acolo. Și la panică a dat rush la niște unități. Mă. E bine și așa. Dăm damage mare. Ăsta aș vrea eu să-l fac mai bun. Și am reușit. 3 attack damage aici. Bun, înainte să fugi, mai distrugi o unitate. Ăsta depinde. Ok. Te protejezi un pic și bum. Asta e o dată. Două ori. Uite, tancurile mele ce treabă fac. 4. Măcar dacă am venit puternic, vin până la capăt. Adevărat. E, mai are niște tancuri acolo. Ăsta putea să facă niște faze mișto. Ai, acum, cât să fă, n-ai cât să fă. Ajută. Ajută-ți, fratele. Super weird aici. Cu astea. Astea sunt degeaba puse, îți dai seama. Ok. Tu. Să-mi bag piciorul dacă înțeleg. Dau cu avioanele. N-are cum să reziste la infinit. E pare la 100%. Ți-ai luat damage, păcat. Doi damage, trei damage. Tot e rău. Vai, bă, ce aiurea. Ok, asta e bine. Aici e un oraș. Eu sunt fericit. Aici nu prea-mi pasă. Încă un oraș. Și nebunia continuă, mă, fraților. Dar dai mai mult, Tbilisi. Asta nu era capitala Georgiei?
Of, of, of. Asta n-am idee ce să-i fac, îl duc pe aici, prin zona. 777, oh, e un semn. E un semn asta. Ok, înapoi. Hai, frate. Full. Full HP. Îmbunătățesc și eu Navy-ul, că era cazul. Așa, pe tine, frate, nici nu știu unde să te pun. Deci chiar n-am idee. Te pun pe aici, random, așa, nu știu. I don't know. Te descurci tu cumva. Battleship, Naval Weaponry, hopa. Mai cumpără un HQ, frate. Și de restul, vedem noi ce facem. Logistica e la full și hai să vedem. Mai are 47. Tot mi se pare mult. Respect and damă. Mai poate ăla să plece? Eu zic că moare. Na. O să moară, mă, n-are cum. Eu mă depărtez puțin, just in case. Hai să trimitem fighterul ăsta mai aici. Și da, mie mi se pare periculos ce face AI-ul. Da, chiar, ca idee. Rușii? Oh. Când? 1943, noiembrie, toți ăștia vin în noiembrie. Ai de capul meu. 7 noiembrie, 43, 8, 9. Și ăsta e după următorul tur, probabil. Sau n-a putut să spawneze. E ok. Mai în spate puțin. Sper să nu mi-l atace. Mamă, ar fi nasol. Oh, ma friend-o. Păcat că nu mai sunt bani. Schimb pe tine. Ma, sincer, ai chiar n-a lovitura cu tankul ăla, că e important să-l ai acolo în față, să sperie și AI-ul. Ia, că mă cam enervează unitatea asta. Bun, 2-7 și s-a dus și tankul. Ok, 100% worth. Eu așa zic. 100% worth. Ia, Italia ce mai poate să cumpere? Logistică, fightere mai bune, bănuți, mai are cât de cât. Așa, hai să le refacem la forța lor maximă. Știu, e scump, n-am ce să-ți fac. Mamă, la zero m-am oprit. Oh, și să nu uităm și de ăștia. Mă, adevărul e că ăsta nu e un loc potrivit pentru ei. Gen în munți, în Caucaz. E o porcărie totală. Chiar o porcărie totală. Cu avionul ăsta al englezilor mă enervează rău. Ce naiba? The fuck, bro? Așa. În schimb, avem petrol de aici. O să colectăm foarte mult. Și ăsta îl trimitem acasă tura viitoare. Hai. Anti-tank level 1, production. 1300, un nou record. Este, mă. Nou record avem aici, fraților, totul datorită faptului că am avut inspirația să renunț la câteva chestii și să cumpăr mereu HQ care dă supply și în felul ăsta logistica noastră e bună, curge salamul, apa, un soldat dacă n-are mâncare
Dacă nu ajung repede gloanțele la el, e papa. Mâncare și gloanțe să aibă. Cazul de față, soldații aveau nevoie de multe antitancuri. Imaginați-vă dacă germanii chiar erau deștepți și furnizau mai multe arme antitank pentru români. Cât de prost să fii să nu investești în aliații tăi când armata română avea 1 milion de trupe. Gen, trebuie să fii nebun. Trei armate îți dau și îți bat joc. Degeaba au eroism oamenii dacă... Da, exact cum am spus, să i-au murit singuri. 725, bă, deja la sub 700 e grav pentru ei. Știi ce? Nu înțeleg eu de ce n-ai... Mamă, surrendered. Aia s-au predat direct. Da, am pierdut mult, ce-i drept. Mă rog, hai să sparg și eu HQ-ul ăsta. Că prea, prea. Ok, ăsta se va duce în spate. Nu, ăsta nici nu știu ce să-i mai fac. Dă-i naiba. Dă-i naiba pe toți. Uite, nu se lasă, atacă fix aici. Ok. Submarin ceva? Mai am măcar? Nu mai am nimic. Piciorul. Hai acasă, brotherii, hai acasă. Bun, ăsta e important să fie aici, pe centru. Că de restul mă voi ocupa eu. Așa, aici, ăsta nu are ce trebuie. Momentan, momentan. Dar le mai distrug o unitate, că mă enervează. Nu atac nimic. Nu vreau să le dau un schimb orașul. Orașul ăla nu-l pupați. N-aveți voie. Hai pe aici, așa. Ok, avem full. Asta n-am pierdut-o. Băi, bine, taci. Da, interceptori. Și vezi că tot eu am dat mai mare damage-ul. Mamă, ce departe am ajuns. Ok, era important asta. Și aici cât de cât. Și cam atât. Nu mai mult. Nu mai mult că ți s-a pleacă. Ok. Nordul l-ai rezolvat. Mijlocul. Și aici. Aici, da, într-adevăr e o problemă. Dar se poate rezolva problema asta. Foarte simplu. Foarte, foarte simplu. Aici asta, da? Ai dat o grămadă de damage, ai fugit. Clasic, nu? Aici. Bum, 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 te-ai dus. Ai fugit. Tu, ești armat. Ești chiar prima armat. Ba, piciorul. Rupe-i fâșul. Arde-l. Încă o armată. Băgăm ceva la sacrificiu. Cam da. Ok. Haide, pușează. Vreau orașul ăla. Aia zic. Gata așa la. Acum vine fratele vostru frumos și decide ce vrea să fac. Vrea să se ducă în stânga sau în dreapta. Sau peste tot. Și nicăieri. Gata.
Fighter. Mă, dar asta e cam singur aici. Asta nu-mi place. Ok. Hai să terminăm aici schema. Te rog, la damage. Așa, vezi că știi. Te trimit eu acasă. Așa, închei de că te sun eu. Bun, Tbilisi cucerit oficial. Era și cazul. Aici continui să dau, da. Eu aș fi vrut sincer să dau upgrade mai repede. Ok, ăsta ia, pot să-i dau operate. Păi să știe unde-l duc. Aici, ce să mai. Și ăsta la fel. Păi pe mijloc e nevoie. Ei, na. Măcar am luat XP-ul. Și vezi că vrea, chiar poți să-i dai mult. Așa, mașinuța asta va veni mai în jos. În schimb, o să păstrez un HQ și pe ăsta o să-l duc. Tot aici o să-l duc. E nevoie, frate. E nevoie mare. Asta la fel va pleca la un moment dat. Ai nebunit? Ce e aici? Ce e aici, măi, frate? Gata. Upgrade. Merge și aici. Oh, respect. Mai bine. Ne mișcăm noi mai repede. Băgăm banul și plecăm. Ia zi, bossule. Pregătit aici? Văd că încă nu e pregătit. Ah, dar italienii sunt varză, frate. Credeam și eu că sunt șmecheri. Nu sunt șmecheri. Patru-șapte, eu nu înțeleg unde are atâția oameni. Iarăși, atâta colectează. Bine, astea o să se vadă în timp, oricum. O să se vadă în timp. Ok. Mama, am pierdut încă o armată. Mai cumpăr două dacă am pierdut una. Lejer. Ia uite, hai că nici eu nu stau rău. Și cam atât aici. Da, nu mai e nevoie să mai aduci nimic. Poate doar la ăsta. Da. Următorul tur. E al tău. Lejer. Gata. Hai să vedem. Mamă, nu mai e supply. Unu, trei, trei, trei. Record. Cred că America ia mai mult decât mine, dar în rest. Zeu pe hartă, zeu pe hartă. Așa, vine și 1944. Deja. Deja e nasoală treaba. Yerevan, Armenia, pe acolo, țaca paca. Normal, mai cumpără ceva. Așa, le scade. O, 688. Pium, s-a dus. S-a dus în jos. Asta e o luptă de attrition. Mă, ce mi-ai distrus, mă, acolo? Bă, băiatule. Ce facem noi acolo?
E gluma asta? Mobilitate, respect. Ai avut și fightere de timpul mei. Așa, îl trimit pe ăsta că e mai varză. Și au recuperat astea. Și-au recuperat cam toate unitățile. LOL, frate. Big LOL. Așa. Sus aici. Îți dai seama. Îți dai seama că n-am cum să-l folosesc. Of. Bun. Dar pot să mai distrug unul. Eu așa zic. 1-4 și am plecat. Distruge-l de tot și am plecat. Scuză-mă pe mine. Așa, n-ai pierdut nimic. Ăsta tot OP-e, stai tu liniștit. Decent, decent. Astuia vreau să-i dau upgrade. Da. Și aici nu mă bag. Chiar nu mă bag. Bun, aici în mijloc. Te-ai mai reveni puțin. M-a retras. Hai să o joc la sigur. Cel mai bine așa. Cel mai ok. S-a mai dus încă una. Mulțumit. Sunt mulțumit. Bă, având în vedere că ai două HQ-uri, ar fi trebuit să rupi acolo. Sincer. Ia. Toate tancurile pe care și le-a spawnat și le-a spawnat aici. Bă, lasă-mă. Cam penal, dacă mă întreb pe mine. Mă rog. Aici o duci cel mai bine. Hai să vedem ce mai putem să distrugem. Aia ar fi o armată. E scumpă armata, nu mă plâng. Un tren. Și ăsta e bun. Trimite-l mai aproape. Două HQ-uri. Aia odată. Asta să stea și el pe în zonă. Și aici e pădure. Eu nu știu ce încerci tu. În zona asta. Nu e o zonă bună. Tot ce ai, trebuie să te miți acolo. Spre zona asta. Asta e tot. Restul e cancan. Dar nu se învață minte deloc. Ok. Decent, decent. Reinforce la tot ce se poate. Italia la fel. Supply. Bun. Tot așa. Dacă reușești să o distrugi, mă jur că ești tare. Și doar cu avioanele italienilor, atenție. Dar n-ai cum acum, tura asta n-ai cum. E imposibil. Tura asta, tura viitoare. Tura viitoare, sigur. Hai și tu acasă. Bun. Ăsta cred că e gata. Aproximativ. Stau cu minte aici, gata. Mai joc un tur. Aici jos n-am văzut ce s-a întâmplat. Dar trebuie să ai supply, că am conectat drumurile. Nu? Nu-i mai bine? Ma, uite.
Gata. Distrugem și avioanele astea. Mai cucerim un oraș. Foarte important. Și ăsta o să-l mut. Costă destul de mult să-l muți, dar merită. Hai, bratele. Hai că poți. Ce aproape a fost. Hai cu damage-ul ăla nebun. Așa, mă. Gata. Nu mai comentează nimeni acum. Presimt un record nou. Lol, fugi. Doar fugi. Doar fugi, bro. Mamă, câte am. Stai puțin, frate, că faci treabă cu avioanele astea. În regulă. Restul păstrăm. Luxemburg, uite. Te ajut și pe tine. Nu e așa scump. Bă, dar ăștia chiar sunt varză, mă jur. Deci, corurile, după ce că sunt italieni, zero barat. Asta un pic mai sus. O să-l bați 100%. Hai să trimite HQ mai jos. Și cam gata. E cam sal acum. Toată treaba. Ok, curiozitate maximă acum pe noi. Ăsta lasă-l în spate. Bă, dar nu se vede, frate. Nu se vede nimic. 1352, încă un record. Pentru că farmează de la orașe. Dă să văd. Haide. Prin aprilie, cred că iarăși urmează o invazie. 100% în aprilie. Ma. Să-mi pun microfonul mai aproape. Combo, wombo. Hai, mă. M-a nebunit jocul ăsta. Gen, ai două mine și aici München și aici Praga și Dresden, like, pe bune. Dortmund la fel. Păi, de-aia n-am eu industrie bună. Puteam să scot, cred că și 1700 acum. Și apoi mă întreb de ce e greu, de ce e greu. Mamă, stai că și-a făcut fortăreață din nou. I-a zis pe ăștia, da? Sunt pregătiți ăștia, mă, în direct. Dar, ideea e că nu cred eu că mai au șanse acum. O, am forțe speciale. Da, eu nu cred că mai au șanse. Așa, prima dată și prima dată. Aici. Ai dat damage, ai dat damage, bravo. Bum. E bine. Nu-l mai upgradez, că-l upgradez degeaba. Gata, Malta e a noastră. Bine, nu știu ce rază are. Oh, ba da, e bine. Ok, toate avioanele astea pe care le vedeți o să fie trimise în altă parte. În Franța, probabil. Așa, aici nu mai am HQ, știu. Am dat și am plecat. Hit it and quit it. Bun.
Oficial, campania din Caucaz este terminată cu succes. Mergem sus. Asta o să-i dau eu oprit în curând. Fă-l full, te rog. Așa. Mai, ce avem noi aici? Iarăși mlaștină. Bă, frate, urăsc mlaștinile. Nu le suport. Avansăm un pic, ar fi și păcat. Doi la patru. Nu mă chinui. Patru la doi. Să-i dăm orașul? Hai mă, că ți-l dau. Îți dau orașul. Îl vrei? Ia-l. Ia orașul. Meanwhile, hai că, na, eu înțeleg că e mecanized și e varză, dar totuși. Mamă, ce puțin damage dă. Hai de mine. Prea slăbuț. N-au HQ și se vede. Mă, frate, dar eu ce mai vrei să fac acum? Sunt cam fact. Gen, da, vin până aici. Ei, ura pentru mine. Trebuie să bat 10 tancuri. Toate heavy tanks. Aici e curios că, gen, tu n-ai supply, dar nu înțeleg de ce. Dar trebuie să bubuie supply-ul aici. Ai 3 HQ naiba pe metru pătrat. Lasă-o încolo. De treabă. Da, ciudat. Oricum. Așa. Succesul. Mobilitate, da, îți trebuie mobilitate întotdeauna. Eu o să mai cumpăr în schimb un heavy tank. Sunt scumpe, dragi, dar merită. Practic, eu o să invit acum să invadeze aici. Că știu că pot să-i bat. Deci, ai prăpădit vreo 6 unități doar pentru asta. De trist scrie pe tine. Trist rău. Tot ce vedeți aici, prins. Așa, bun. Am plecat cu ăștia cât de repede se poate. Și cam asta ar fi tot, sincer. Da. Cam asta ar fi tot. Gen, da, mai dau eu damage așa un pic. Cine vine pe aici? Deocamdată nimeni.
Niște transportatoare de-astea. Păi ăștia i-ai mutat? Încă nu. Ok. Păi mai vreau să văd doar dacă se mișcă de aici. Zi să-i zic. Oh, dar voi ce faceți? Mamă, nu mai am puncte. Rip. Rip puncte. Mi-am uitat ideea. Dar în fine, nu contează. Așa. O să capituleze Iranul, tura asta, și este februarie deja. A, nu, nu capitulează. Doar i-am dat eu... Stai puțin. Corect, pentru că ei au fost atacați de rusnaci. Da, true. True și asta. Deci, practic, eu în momentul de față scot cam dublu comparativ cu rusnacii. Ar trebui să se simtă în vreo 5 mutări, 5 rânduri, 5 ture. Ok, am cucerit și Malta, ceea ce e destul de wow. Urmează Gibraltarul, dar după ce declară în război Spaniei. Stai, America de ce are așa puțin? LOL? Dubios. Așa, hai să vedem dacă ăștia au făcut debarcare deja în Franța. Mai devreme, în martie. Puii mei. Martie, aprilie, mai. Prin aprilie, cred că vin. E un slackfest în Persia, înseamnă. UK... Bă, ce puțin. Fii atent că, actually, iau puțin rău ăștia. Da, lejer. Ok. Să nu care cumva să te bată norocul să zici a, nu, păi n-am șanse acolo și mă duc în altă parte să atac. Te distrug. Ok, ăsta văd că a primit bonus. Da, deci nu s-au predat. Mă rog, nu mai contează. Ăsta deja știu unde să-l dau. O să-l duc pe un front pe care oricum nu folosesc trupe germane. Ăsta va veni tot pe mijloc. Aici, presupun. Pare un loc decent. Mai dai un pic de damage. Fără să-ți iei damage, eventual. Și ăsta ca să fie treaba, go. Deci, naiba ți-ai pune dificultate intermediară, deci, ca idee. E grav. La cât de puțin scoți, e foarte grav. Ai fighter aici, văd. Nu știu dacă e idee bună să le pui pe gratis, așa. Ok, așa, aici... Nu mă mai mișc, stau cu minte. Aici. Divizia EPA. Asta știu sigur. Hai să vedem după. 36. Puțin câte puțin. Merge schema? Oare?
2, 5, 3, 5, ăla e pa. Oh, nu. Te rog, fă ceva. Slăbuț, slăbuț. Slăbuț rău. Mamă. Mă rog, să zicem. Nu cred că e momentul acum. N-a sosit momentul acum să fie așa agresiv. Te-am să mă duc direct dacă vroiam. Dar n-are sens. Bă, nu știu de asta, sincer. Mi-e cam frică pentru el. Dar totuși ar pierde rău dacă ar face treaba asta. Ok. Aici, la fel, trebuie să stai cu minte. Și aici aștept să cucerești Novgorodul. Poate fuge, poate nu. E ok. Dă-i damage-ul la Blanau. O să-ți aduc imediat întăriri. Bun. Vine acum una. Prima, de fapt. Ce să mai cumpăr, doamne? Mai cumpăr submarin? Mai cumpăr. Un destroyer așa la mișto? Mai cumpăr. Heavy cruiser, battle cruiser. Astea sunt mișto. În spate aici. Clar, ăsta o să ajung acasă. Finally. M-am uitat ce s-a întâmplat aici. Bă, nu s-a întâmplat nimic. Culmea. Gen, eu invit pe ăștia aici. Să facă ce vor ei. Și ei nu vor să pușeze. Păi de ce, mă, omule? De ce? De ce nu vrei să pușezi? Uite, că ți l-am mai distrus odată. Chiar nu înțeleg. Da, mă rog. Sunt pe fază, sunt pe fază. Stai, asta e tot? Damn, bro, fără milă. Oricum, nu contează ce își aduc aici. Eu știu că sunt pregătit. Sunt super, super pregătit. Pentru orice. Efectiv orice. Hai să mai distrug câte una așa. Lași-o. Așa, acum toți ăștia dai seama că trebuie să se ducă departe. Fugi. Zero supply aici, sincer.
Bun, alte câteva puncte importante. Păi stăm bine, frate. Bine de tot. Ăsta săracul. Te pun aici, hai, pentru supply, nu pentru altceva. Da, lume, păi cam asta a fost cu episodul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut, cam așa arată harta. Observați cum mă întind de aici și până aici. Și aici, insane. Wow. Tare. Nu mai mult, o să capituleze și Rusia. Mă duc după astea câteva orașe aici. Prima dată și apoi după Moscova. Oricum, n-ar trebui să avem probleme. Uite, mai pot să dau un upgrade aici. Că aveam chef. N-ar trebui să avem probleme că ei, uite, au pierdut o grămadă. Și tura asta, mamă. Top 5. Top 5, bă, băiatule, un pic mai bine au câștigat data trecută. Probabil că au umblat la upgrade-uri. Și America e cam cea mai bună. UK o varză. Da, cam asta a fost. Like, comment, share, subscribe. Pa, pa!